Bună seara, stimați telespectatori ai postului de televiziune 6 TV. Ne revedem așadar după o săptămână la emisiunea Informațiile a patra armă. Vom continua în această seară să discutăm despre chestiunea foarte interesantă a războiului hibrid, a războiului transpersonal, cu elementele acestea puțin cunoscute de marele public, în sensul că, așa cum am spus și data trecută, noua generație de confruntare se poziționează pe exploatarea minții umane, a o pune într-o nouă lumină, a o pune din punctul de vedere al celor care conduc evenimentele într-o nouă situație spre a conveni autorilor folosirii unui asemenea instrument extrem de important. Sigur că voi avea discuția în această seară cu distinsul meu coleg și prieten, domnul Liodor, pe care l-ați văzut data trecută, iar pentru cei care nu l-ați văzut, îl vedeți în această seară. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit! Bună seara! Așadar, pentru cei care nu ați fost prezenți la emisiunea din data trecută, distinsul universitar Liodor Manolea este conferențiar universitar la Universitatea Hyperion, București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Este membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România, doctor în psihologie al Universității București, doctor în științe militare al Universității de Apărare Carol I București. Arma domniei sale este de tancul sau tankist. Doctor în științe în medicină complementară al The Open International University for Complementarity Medicine Colombo. Domenii de competență științifică, competență militară de comandă și execuție specifică armei tancuri, influență distală psihoinformațională, psihoterapie, cognitiv-comportamentală, psihoterapie subliminală, hipnoză clasică, hipnoză instant, aici sunteți extrem de periculos, instant, da, sigur, punem în ghilimele acest termen. Ce avem aici? Mindfulness, al treilea val, psihoterapie cognitiv-comportamentală, psihologia cibernetică, neuropsihologie, cercetare experimentală în psihologie. Realizări deosebite ale distinsului universitar și cercetător. Pentru prima dată în România arată prin metodele cercetării științifice experimentale că există și este activ procesul de influență psihoinformațională distală, la distanță, cu arma ofensiv-defensivă folosită în războiul transpersonal. Elaborează o metodologie practică de antrenare a abilităților pentru influența psihoinformațională distală. Introduce în România conceptul de război transpersonal ca realitate în câmpul tactic. Atenție! Acesta este noua configurație a războiului, prezent și viitor. Reliefiază aspecte noi ale unor concepte de psihologie cum sunt factor inițial declanșator în legătură cu procesul de condiționare, decondiționare psihică, stări amplificate ale conștiinței, introduce o metodă obiectivă de evaluare a proceselor psihice inconștiente. Aduce contribuții originale în ceea ce privește conceptul de condiționare, decondiționare transpersonală în stări amplificate ale conștiinței. Adaugă noi posibilități de sondare a subconștientului ca modalități de rezolvare, diminuare a conflictelor intrapsihice. După cum vedeți, domeniul de cercetare, domeniul profesiei domniei sale este extrem de interesant, de modern și mai ales într-o lume nebună, vorba autorului filmului pe care l-am văzut cu mulți ani în urmă. Sigur că, da, necesitatea unui psiholog în comunitate este foarte interesantă, numai că domnia sa excede această meserie obișnuită a psihologului comunității, și anume în războiul transpersonal, în războiul hibrid, iată o nouă față a stării de confruntare. Și, distinse coleg, cu asta aș vrea să începem emisiunea, pentru că data trecută ne-am cam oprit timp de vreo 3 minute asupra domeniului războiului acesta hibrid. Sigur, presa abundă în acești termeni, și se știe cazul acesta în estul Ucrainei, Crimea cum a fost luată, și sigur că ideea militaristă
a Federației Ruse, care este moștenitoarea, cum a zis Putin, al Uniunii Sovietice, iar Uniunea Sovietică este moștenitoarea celor 300 și ceva de ani de țarism, și sigur că frontierele sale s-au lărgit în continuu, căutând tot mai multe linii de securitate mai departe de Moscova, și sigur că au fost cu arma la picior tot timpul. Iată, cu arma la picior sunt și acum, folosește acest război hibrid și transpersonal, dar dintr-o perspectivă rusească și nu occidentală, despre care o să ne vorbească distinsul nostru invitat. Așadar, exemplul Ucrainei, exemplul Crimeei este extrem de important, și de ce este important și în același timp ne preocupă și ne liniștește, pentru că este foarte aproape de frontiera estică a noastră și a NATO și a Uniunii Europene. Așa, distinse coleg, distinse domnul profesor, vă rog să ne aduceți mai multe detalii în legătură cu războiul hibrid, confruntarea hibridă. Propun să ne și uităm la niște slide-uri ca să avem o continuitate în prezentare, și atunci voi ruga regia să pregătească și să... Au și apărut. Regia este pregătită ca la armată. Și nu mai trebuie să ne rugăm. Partea religioasă să o lăsăm deoparte. Nu, este obiectul discuției noastre de astăzi. Și trecem pe următorul slide, vă rog. Cu războiul hibrid, deci ca o confruntare între state, în care unele dintre aceste state încearcă să și-l subordoneze pe celălalt prin diverse mijloace economice, informaționale, memorie istorică. Este un război în care acțiunile militare nu sunt prioritare, ci doar au un rol de catalizator. Și întotdeauna observăm că, într-adevăr, partea estică a Europei, și ați adus aminte de Federația Rusă, acționează în acest mod și în prezent. Iar moștenirea țaristă, să aducem aminte faptul că țarul Petru al II-lea a și zis să nu treacă o zi de la Dumnezeu ca mama Rusie să nu cucerească o palmă de pământ. Absolut. Și atunci, bineînțeles că urmașii... Pe baza testamentului Petru I, nu? Sigur. Și dăm următorul slide, și în care specific foarte clar că războaiele viitorului nu vor mai fi războaiele clasice, pe care și dumneavoastră le-ați adus în atenție și data trecută, și anume cu războaiele clasice. De pe poziții clasice, foc, aliniamente, desfășurări, aviație, lovire, artilerie, mai facem un salt cu infanteria. Nu. Astăzi nu mai există linia frontului. Atât de fluid și volatil este războiul, sigur, încât nu mai putem stabili o linie a frontului. Sigur, este atât de extins încât practic cuprinde toate domeniile în care este, își desfășoară activitatea ființa umană, iar elementul important este partea de influență la nivel mental. Și dăm următorul slide, în care vom vedea că tendința aceasta de generalizare a războiului hibrid se pleacă de la specificități temporale și geopolitice, și s-a pornit în primul rând de la caracteristicile conflictelor care îngrijorează Occidentul, și anume faptul că adevăratul război nu se mai aplică, ci sunt doar forme de destabilizare, de diversiune desfășurate pe teritoriul viitoarelor acțiuni armate, și ne aducem aminte așa cum ne-a avertizat Sun Tzu de 2 milioane și ceva. Da, și exemplu este cel al conflictului cu Georgia, în care acțiunile acestea s-au desfășurat treptat, gradat, începând de la ponegrirea președintelui până ca să la descurajeze populația, denigrează, exact, liderii, autoritatea, pune etichete cu Abhazia.
corupți, nu știu ce. Exact. Până când va aplica ceea ce Gerasimov, dar o să ajungem acolo, șeful... Doctrina Gerasimov. Exact. Excelent. Până la lovitura în adâncime, adâncime a cu lupta armată. Următorul slide. Deci, acum lupta, într-adevăr, nu se mai dă pentru teritorii, ci pentru mințile, gândirea și atitudinea cetățenilor țării vizate. Următorul slide. Adică soldații se aduc sub ascultarea ta. Inamicul luptător din fâșie se aduc sub ascultarea ta. Exact. Ce se întâmplă în momentul de față? Populația participă, toată populația participă la război. Nici măcar nu știe că se întâmplă acest lucru, dar întreaga populație este în război, este sub influență de diferite tipuri. Și sub război, preocupate de război, teamă de război, deci exact. În minte sunt teme contradictorii imense. Exact. Următorul slide. Și sunt diferite personalități care arată că următorul război, războiul acesta hibrid, tocmai constă în folosirea de către Rusia diferitelor forme și instrumente subversive, dar care, în prima fază, nu sunt militare. Folosesc și rând. Diversiunea și subversiunea. Exact. În acela, așa, în egală măsură. Următorul slide arată cum și pe ce direcții acționează Moscova, da? Și pentru ce? Pentru a anexa teritorii, pentru a diviza și slăbi NATO, pentru a submina guvernele pro-occidentale, pentru a-și asigura în termeni proprii accesul la spațiul economic european, pentru a crea noi pretexte de război. Pentru a slăbi coeziunea și solidaritatea europeană. În momentul în care Uniunea Europeană este o uniune care prezintă slăbiciuni, bineînțeles că este mult mai ușor pentru Moscova. Ei vor să slăbească, Moscova să slăbească această solidaritate a Uniunii Europene. Pe toate planurile, rușii, vreau să spun. N-au nevoie de un actor puternic, să fie Uniunea Europeană un actor puternic, ci să-l dividă. Normal. Dă-i gaze, dă-i un atac cibernetic. Mai baigă și spioni, încet, încet, toată supa. Sigur, lucrează subversiune mult, și diversiune. Mult mai intens și ofensiv, dăm peste câteva slide-uri în continuare în care spuneam pentru a diviza și a slăbi NATO. În continuare. Deci pentru a crea noi pretexte de război, da? Se repetă ceea ce am spus în continuare, da? Pentru a submina guvernele pro-occidentale. În continuare. Deci pentru a anexa teritorii. Și am văzut partea cu Crimea, nu? Da. Foarte clar. Și vor continua chestiile astea. Bineînțeles. Deci pentru pentru a-și asigura în termeni proprii accesul la economia europeană. Și și-au definitivat capul de pod în Moldova, îl are pe cel de la Kaliningrad foarte puternic, nu? Toate țările baltice sunt sub influența lor, ați văzut, spioni, atacuri cibernetice, etc. Dar și în Moldova, de curând, Maia Sandu a fost debarcată, o politiciană cu vederi pro-occidentale europene, da? Exact, și astăzi constatăm că avem un parlament pro-rus, avem un guvern pro-rus, avem un președinte pro-rus, prin urmare, ei și-au asigurat și în acest flanc al lor, să spunem așa, pe intermarium, și un mai mare control în Balcani, unde este unde sunt state de prevență slavă, vezi Bulgaria, vezi Serbia și așa mai departe. Deci prezența lor este foarte puternică, mai ales de Turcia, le-au vândut rachete S-400, rădă și avioane. Prin urmare, deja flancul acesta al NATO, dacă ne gândim ce se întâmplă în Turcia, este nu ușor, ci este în mod sigur zdruncinat. Exact. Dezbină și stăpânește. Următorul divide slide. Divide et impera. Exact. Următorul slide în care se prezintă și
diferite aspecte a ceea ce înseamnă războiul hibrid. Următorul slide și prezentăm ca un mic istoric de unde a pornit McQueen în definirea războiului hibrid cu din partea de Irak, Afganistan și a ajuns la specificitatea activităților rusești în Siria? Nu, în Donbass și zona ucraineană și Crimea. Următorul slide, în care începem să prezentăm caracteristicile cheie ale războiului hibrid rusesc și următoarea. 1. Principala caracteristică este economisirea forței. Deci, în războiul convențional, bineînțeles că Rusia n-ar avea de câștigat, dar va câștiga dacă este posibil să nu-și folosească forța militară. Vedeți că și americanii Occidentul au introdus în războiul acesta convențional, bazat pe energetic, nu? Calibre foarte mici, de 4, maxim 5, pentru că interesul era ca să nu aibă morți pe câmpul de luptă, pentru că soldatul trecea pe lângă mort și pleca la ofensivă. Dar dacă este un rănit, să duc 2 ca să-l scoată și atunci să diminuau efectivele. Deci și atunci s-au încercat asemenea modalități de a crea pe câmpul de luptă diferite metode de a slăbi. Da. Deci, o caracteristică, acțiunea hibridă este persistentă și descompune delimitarea tradițională între război și pace. Nu mai știm exact când suntem în război sau când suntem pe timp de pace. Starea de confuzie totală. Exact. De altfel... Moldovenii zic zăpăceală totală. Federația Rusă numește acest război războiul difuz non-liniar. Este o altă abordare. 3. Și este orientată spre populație. Deci, acum, exact cum spuneam anterior, populația este antrenată în război, fie că are la cunoștință acest lucru, fie că nu. Interesul războiului hibrid este să nu aibă la cunoștință și atunci ca să poată manipula. Efectul este mult mai intens în arealul ocupat de populația respectivă. Psihoinfluențarea asta distală trebuie să facă pe spații largi și comunități mari, nu? Deci nu este nu vorba... Nu 10 este, inși sau 20 de inși. Influențarea aceasta se face nu numai de la minte la minte, ci ei folosesc niște mijloace pe care le-au folosit de altfel de mult timp și anume grupurile proxy, grupurile de mass media care sunt pentru a implementa politica lor fake news, informațiile șocante, toaletate, mincinoase. Sigur, manipularea pe diferite căi. Și trecem la obiectivele tipice ale războiului hibrid rusesc și le enumerăm. Capturarea teritoriului fără a recurge la forță militară convențională. Da, și am, ieftină, fără victime prea mari, fără drame. Sigur. Decât începând psihice. Din zona Donbasului cu omuleții verzi care au apărut până la cucerirea Crimei fără să tragă practic niciun foc de armă. O aplicare a războiului hibrid în... Însă și, domn profesor, și o mare avantaj, pentru că spațiile acestea istoric au fost ale Marelui Imperiu, ale Marelui Imperiu Roșu, foarte mulți etnici ruși și care sunt foarte ușor aduși la mama Rasia, nu? Și au introdus și metoda aceasta extrem de perversă. Domnule, zice, comunitățile vor să iasă din această autoritate, sunt 70%, vor să facă alegeri, nimeni nu le poate interzice treaba aceasta și atunci, normal că alegerile erau în favoarea... Da, ca metodă de lucru. De luptă, da? Da, da. 2. Crearea unui pretext pentru acțiunea militară directă și convențională. Și aici dau exemplu Estoniei.
când, având graniță directă cu Rusia, minoritatea rusă, care este destul de consistentă acolo, ar putea cere exact ca și în alte părți, cum a spus și dumneavoastră, independență, autonomie și atunci... Numai că aceste state vine... față de noi au introdus legi mai ferme sub aspectul cetățeniei, sub aspectul le obligă să învețe limba la școală, măsuri mai severe, cum și ucrainienii față de noi, ați văzut? Legea învățământului, dacă intră în vigoare de la anul, este vai mama noastră. Și... Da, nu o să mai avem comunități care să spună ceva în românește, pentru că nu o să mai avem... Ori noi, noi avem o grijă enormă față de etnii, dându-le școală în limba maternă, dându-le... au privilegii față de majoritate și nu sunt, să spunem așa, și este în poziții subsecvent. Este normal să fie așa, respectându-le viața etnia lor, este corect să fie așa, dar prin asta să nu se transforme principiul acela din populație conlocuitoare în populație înlocuitoare. Aici trebuie să avem grijă și aici se aplică în principiile statului de drept și în privința aceasta nu cred că sunt probleme. Deci atenție la autorități la nivelul cel mai înalt, să creeze un cadru normativ democratic, propice, dar asta nu înseamnă să pierzi statalitatea, să pierzi suveranitatea, să fii feliat, fragmentat, așa cum unii au scos de la naftalină forme iredente, naționaliste, xenofobe, etc., tocmai ca să creeze falii în comunitate și de aici să producă frânturi în teritoriu. Forme ale războiului hibrid. Da, următorul slide. 3. Utilizarea măsurilor hibride pentru a influența politicile și politicienii țările din Occident și din alte părți ale lumii. Da? Și bineînțeles că pe toate căile Federația Rusă încearcă să influențeze atât guvernele statelor occidentale, chiar și a Statelor Unite, cât și diferiți politicieni, tocmai pentru a-și atinge scopurile în cadrul acestui război hibrid. În următorul slide vorbim de setul de instrumente folosite de către Rusia în războiul hibrid. Și aducem aminte, și ați adus aminte unele dintre aceste măsuri pe care le au, operațiunile de comunicare. Și avem Russia Today, Sputnik News și, bineînțeles, că tot felul de publicații care aduc... Platforme online imense, rețelele sociale... Ajungem și la ele, la toate metodele cibernetice, da? Prin care transmit mesaje. Sigur. Rusia crește numiților războinici cibernetici, care sunt tot timpul pe rețelele de socializare, pe site-uri, sunt acei hackeri foarte bine pregătiți și pot să intervină, așa cum s-a și demonstrat, chiar în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Punem punct aici, estimate coleg, deoarece intervin și eu acum cu o măsură de influențare împotriva dumneavoastră, să dăm posibilitatea regiei să prezinte reclamele sale. Pauză comercială, ne revedem după. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Mă dureau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloană. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, o înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră și pun torsorul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă și în câteva minute nu mai simt nicio durere. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torsorul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o
cum să vă spun, o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta, am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am tors serul, iau tratamentul, într-adevăr, care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutien, nu mai am probleme. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Mi-a fost recomandat acest dispozitiv, Torser, care aș putea spune că a făcut ca durerile să dispară. Așadar, să continuăm emisiunea noastră cu războiul hibrid, cu această față perversă, dacă nu forțez nota, a războiului, utilizată din plin, am văzut, așadar să continuăm. Deci metodele cibernetice, le-am adus aminte, grupurile proxies. Grupurile acestea sunt cele care au mare simpatie pentru partea ex-sovietică și lucrează semiclandestin, lucrează și la vedere și sunt, de exemplu, cluburile motocicliste Night Wolves. Cu care s-a mișcat și Putin în fruntea lor. Bineînțeles. Liderul. Și ei încearcă în războiul acesta hibrid și mă refer la la ruși și elementele de protest, marile evenimente care adună mulțimi în așa fel încât să le poată manipula spre direcțiile pe care le urmăresc ei. Plus, că pe cele care le doresc împușcă ziariștii, iar stea să îi temperează. Sunt metode pe care le-au folosit și în timpul războiului rece și pe care acum le aduc la un nivel mult mai înalt. Influența economică și am văzut partea de închid gazul și atunci Europa trebuie să facă ceva ca să deschidă gazul și atunci ajung la niște elemente de compromis. Pe 19 septembrie s-au întâlnit la Bruxelles și au rezolvat-o. Da. Cele două conducte trec. Poate să ocolească Ucraina, dar a semnat și Ucraina pactul, a uitat de morții din Donbas și Donetsk și urmează să curgă gaz. Da. Și astfel vedem influența foarte puternică economică a Federației Ruse și pe acest plan, plus măsurile clandestine. La inteligență, militarii inteligență, care, bineînțeles, că spionajul rusesc acționează pe toate planurile. Acționează, mai ales că acoperirea e foarte simplă la ei, având atâția etnici și ruși și așa mai departe, dar s-au dus ei cu spionajul și în spații occidentale. În toate. Bineînțeles, și observăm cum își pedepsesc pe cei care trădează. Ei. Da. Spionii lor care trădează sunt executați cu metode științifice, să spunem nu, așa. Nu, chiar dar, și brutale. Deci, chiar da, și brutale. Da, sunt, științifice, vezi cazul din Anglia, dă-i cu radiația, dă-i cu injecția. În Rusia îi bagă direct de vii în crematoriu. Acolo este mai simplu. Ați citit cenușă de pe epoleț, scrisă de un tanchist. Da. O carte excepțională. Da, ei nu glumesc în materia asta a trădării. Și alte state îi mai execută. Cad câte un tren, câte un munte pe ei. Sunt este normal să fie așa, pentru că nu poți să aibă o conducere autoritară fără să impună niște măsuri deosebite. De pedeapsă aspre, sigur, capitale, da. Până la... Cum și americanii pentru trădare, cazul Pollard. Stă în închisoare, țipă Netanyahu și toți primii miniștri din Israel să-l pună în libertate, dar pentru că e trădare,
actul de trădare, nu glumesc, în America și el rămâne închis în continuare. Și mai sunt și alții ca el. Pentru spionaj, închisoarea pe viață. Da, sau pe 30-40 de ani, ei nu se joacă cu pedepsele. Deci astea sunt elementele. Și trecem la războiul transpersonal. Am fost puțin. Ia să vedem mai partea asta. Chiar ne interesează mai mult războiul transpersonal. Da. Vă rog să-l prezentați într-o formă așa, mai, într-o coloratură specifică, să-l priceapă toți privitorii noștri. Da, să fie mai accesibil. Accesibil. Da, războiul acesta transpersonal este războiul care se duce dincolo de ceea ce înseamnă percepțiile obișnuite ale ființei umane în așa numitul spațiu mental. Și forțele armate americane recunosc faptul că prima națiune, organizație sau entitate care va realiza cerințele războiului transpersonal va avea un avantaj insurmontabil. Și este pe câmpul de luptă. Pe câmpul de luptă, bineînțeles. Și este normal să fie așa, pentru că, bineînțeles, că principala acțiune pe care o va desfășura o asemenea entitate care pune la punct războiul transpersonal este să scape de adversari de același tip. Nemai având adversari de același tip, domină câmpul de lucru. Câmpul este liber de, da, pentru acțiune. Și trecem la slide-urile următoare. Și aici spunem de forțele SUA și trecem peste slide-urile cu cărțile pe care le-am scris în acest domeniu și de prin 2010-2012 încoace, cercetările pe care le-am desfășurat au fost tocmai pe această direcție. În prima parte să arăt că există conflictele intrapsihice pe parte psihologică și, bineînțeles, adică stările de contradictorialitate din noi, din interiorul, mintea noastră? Din interiorul nostru, interiorul psihicului nostru la nivel rațional, subconștient și inconștient. Are vreo legătură faptul că mergeau să se spovedească la preot să scoată această stare de... Este o formă de psihoterapie, psihoterapie eficientă, da. Bun, bun. Da. Ei, și trecem la război peste toate celelalte și ajungem la slide-ul cu influența psihoinformațională distală. Această influență este un concept amplu, integrator, care este practic o trecere dincolo de comunicarea obișnuită, o extensie a comunicării în domeniul subliminal, dar în același timp acționează și cinetic. Dincolo de frontiera rațională, să zic așa? Dincolo de ceea ce este partea rațională, a minții raționale. Trecem dincolo de această zonă. De această, păi de asta, zis, transpersonal. Zonă. Și ca să prezentăm mai elegant așa lucrurile cu aceste conflicte intrapsihice, putem arăta faptul că cercetarea care s-a efectuat, am folosit și un poligraf. De ce? Pentru a descoperi tocmai aceste... Și grupurile țintă de în ce le-ați format? Din studenți. Din studenți. Din studenți. Și cercetarea a fost făcută la nivel doctoral în laboratoarele Universității București la Facultatea de Psihologie. Și am demonstrat că există aceste conflicte intrapsihice la nivel rațional, subconștient, inconștient. De altfel, la nivel rațional, inconștient, s-au făcut cercetări și se cunosc foarte multe cercetări făcute pe plan mondial. Noutatea constă în faptul că nu s-a evidențiat existența acestor conflicte la
nivel rațional, subconștient și inconștient. De ce? Pentru că partea cealaltă de inconștient a fost mult mai greu de pus în evidență, pentru că trebuiau subiecții induși într-o stare de transă hipnotică profundă, cataleptică, și acolo, în acea stare, se punea aceleași întrebări care se puseseră și nivel rațional, în faza 1. Vigilentă. Da. Iar răspunsurile pe care le înregistra aparatul poligraf ne dădea o concordanță sau o inadvertență între ceea ce afirmau rațional, ceea ce erau convingerile lor subconștiente și inconștiente. Și dacă la nivel rațional aveau același răspuns cu cel subconștient, dar aveau un alt răspuns interior la nivel inconștient, bineînțeles că aveam un conflict intrapsihic. Și vorbesc de acestea pentru că ne ducem, nu mai avem cum să prezentăm, trecem peste slide-uri până o să vedeți un poligraf pe care l-am folosit. Poligraful ăsta în câteva cuvinte, că poate mulți dintre noi nu știm, dintre privitori. Da. Poligraful ăsta deci testează ce? Mintea umană. Aceste stări de contra... Dacă este... Dacă minte, dacă nu minte, dacă e sincer, da, dacă nu e sincer. Se bazează pe faptul... Se bazează pe faptul că orice acțiune mentală o desfășurăm, noi avem un răspuns pe corpul fizic. Exact, ne gândim că un câine poate să ne muște și apare emoția de frică. Și atunci pe corpul fizic avem niște manifestări. Și acest aparat înregistrează aceste manifestări. Înregistrează aceste manifestări. Ritmul cardiac. Ritmul respirator, rezistența cutanată. Și în funcție de concordanța dintre ceea ce spui rațional și ceea ce se înregistrează cu ajutorul aparatului poligraf ca răspuns al corpului tău la acea problematică rațională, putem trage niște concluzii, ceea ce spune și afirmă este adevărat sau este fals. Deci putem să-i facem o geografie, un contur psihologic țintei pe care o avem sub cercetare? Nu. Putem să-i facem, să apreciem doar dacă ceea ce afirmă rațional este în concordanță cu convingerile sale subconștiente. Deci dacă unii știu să minte cu atâta putere încât nu mișcă niciun mușchi privirii al ochiului, alții transpiră, alții au stări de agitație și pe care le pun în evidență aparate, dar alții poate, prin antrenamente, poate să înșele poligraful? Doar cei care au un antrenament mental foarte serios și pot să se liniștească mintea în așa fel încât partea lor rațională să nu conducă la declanșarea unui stare emoțională. Adică mă gândesc la acest Dincă, sau cum îl cheamă, de la Caracal, că a trecut și prin poligraf, o fi trecut și prin sub privire altor specialiști, așa, dar mare lucru tot n-a scos din el. Oare o fi având o construcție psihică puternică? Nu. Sau nu știm? Nu, noi nu știm încă care sunt rezultatele care le-au obținut cei care au investigat, deci nu putem trage nicio concluzie. Da, este avem imaginea cu poligraful. Avem imaginea cu poligraful și observăm că cu anumit senzor se iau date la nivel de cutanat rezistivitatea electrică, la nivel cardiac, ritmul cardiac și pulsul, iar la ritm respirator, respirația toracală și respirația abdominală. Și dăm următorul slide în care o să observăm cum apare o asemenea discrepanță între și se observă pe ecran în stânga, unde scrie SN înseamnă stare normală și
a conștiinței și asta înseamnă că i s-a pus o întrebare subiectului, apreciez oamenii pentru felul în care gândesc, el a dat un răspuns rațional, iar înregistrarea subconștientă pe corpul fizic a fost cea respectivă în 57 de secunde, da? Pe când același răspuns pe care și l-a dat în minte atunci când era într-o stare amplificată a conștiinței, deci în transă hipnotică, răspunsul a fost dat într-un minut și 42 de secunde și observăm că este o diferență netă între primul răspuns și al doilea răspuns. Este foarte clar, are un conflict intrapsihic referitor la modul în care apreciază oamenii conform. Acum să fac o glumă pentru telespectatori. Există deosebire între sexul masculin și între femei și bărbați referitor la testul poligraf? Nu. Deci pot fi testați din același... Nu că i-ar separa ceva. Unii mai buni, alții mai... În cadrul experimentului care l-am făcut eu cu un număr mare de subiecți, ponderea sexului feminin a fost una majoră. Că de obicei găsim mai multe fete care sunt... Da, ele sunt curioase să se auto... măsoare. Să măsoare, da. Da. Și avem pe următoarele slide-uri diferite întrebări pe care le-am pus și vedem conflictele care apar. Și ai tendința să te informezi și pe domeniul în care nu ești implicat. Un răspuns rațional, da. Subconștient, da. Subconștient, inconștient, nu. Iar și avem un conflict și observăm că răspunsurile sunt date într-un timp mai lung în stare inconștientă, în stare amplificată a conștiinței. Prelucrarea informației se face mult mai profund, deci și răspunsul este mult mai lent, da, cu o întârziere. Dăm următorul slide. O altă diferențiere foarte clară și apariția unui conflict vis-a-vis de imaginea corporală a subiectului. Și următorul slide care ne arată că există un conflict la subiectul pe care l-am analizat aici, felul în care arăți îți dă încrederea în tine, de exemplu. Bun. Și atunci următorul slide ne arată că, într-adevăr, dacă răspunsul pe rațional, pe subconștient, subconștient, deci rațional, subconștient, inconștient sunt congruente, nu există conflict. În momentul în care între una dintre acestea prezintă un alt răspuns față de cel antedouă, este clar că există un conflict interior. Și să fie foarte clar că toți avem diferite conflicte interioare, mai mult sau... Adică n-am vrea să spunem chiar tot. Mai avem o rezervă noastră pe care nu vrem să o spunem nimănui. Avem undeva o casetă unde nu vrem să... un cufăr unde nu vrem să intre nimeni. Eu spun acolo altceva, le spuneam la studenții mei, zic, în străfundul inimii există un compartiment foarte, foarte mic, unde sunt două personaje, Dumnezeu și cu tine. Acolo tu nu poți să-L minți pe Dumnezeu, dar nici n-ai vrea să ieși cu totul la ceilalți, în afară de a-i spune lui Dumnezeu totul, da. Și sigur, este doar o metaforă ce spun, dar da, așa înțeleg, așa este. Dacă folosim termenii de cuplare cuantică mentală, vom demonstra că, și am demonstrat faptul că există o legătură de la creier la creier, de la minte la minte, și ne putem pune întrebarea, următorul slide, da, dacă este posibil să demonstrăm existența acestei influențări psihoinformaționale distală, influențare pe care am pus-o în evidență la o altă cercetare de doctorat în științe militare. Adică de aici să ajungem pe câmpul de luptă, da? Și ajungem pe câmpul de luptă. Asta e foarte important și interesant. Da. Ce am încercat să demonstrez în cercetarea efectuată, că există transmitere de informații aparent fără niciun sprijin material între diferite subiecte care sunt izolați spațial și temporal. Nu se văd, nu se aud, deci nu sunt în area organelor de simți, dar ei au o cuplare mentală, sunt legați mental. Și pentru acest lucru am folosit
așa cum spuneam și în emisiunea trecută, metoda șirului lui Fibonacci, pentru că șirul lui Fibonacci este acea înșiruire matematică care se regăsește în tot ceea ce înseamnă viu pe această planetă. Planete, tot ce înseamnă viață. Și experimentul a fost făcut și trecem peste mai repede. La nivel într-o dinamică de genul 1 cu 1, 1 cu 2, 1 cu 3 până la 1 cu 8, apoi 2 cu 1, 2 cu 2, 2 cu 3, 2 cu 5, 2 cu 8, următorul 3 cu 1, 3 cu 2, 3 cu 3, 3 cu 5, 3 cu 8, până când am ajuns la 8 cu 8. Deci, ca indivizi care participau la experiment. Și cum s-a desfășurat? Am înregistrat paternurile electroencefalografice ale activității cerebrale cu un aparat de tip wireless pentru fiecare individ, subiect în parte. De ce? Că am avut nevoie de frecvența la care lucra creierul respectiv în unitatea de timp. Unitatea de timp fiind milisecunde, iar frecvența creierului era frecvența cu care se lucra. Numai câteva secunde. Toate preocupările noastre de cercetare, ați adunat niște rezultate, deci puteți intra pe mintea umană, să o cunoașteți, o puteți și o influența, să înțeleg. Există laboratoare, există preocupări, există deja, să spunem, pun în ghilimele, uzine cu specialiști și care pot să pregătească, iau spionul sau iau agentul de influență, că îl acoper la Sputnik sau în altă platformă, el este trimis acolo ca o antenă bună să înmagazineze tot ce trebuie pentru cel din laboratorul respectiv. Poți fi pregătiți asemenea oameni în așa fel încât să fie greu de spart, greu de mai avem 3 minute, greu de, eu știu, sau imposibil de scos ceva de la ei, pentru că din punctul al specialității mele mă intrează chestiunea asta pe câmpul de luptă. Să urmăresc lideri, să urmăresc oameni cu potențial informativ mare și care dețin date, etc., etc. Ăștia sunt pregătiți ca să reziste la asemenea tratamente sau asemenea interogatorii? De obicei, cei care sunt în domeniul informației sunt pregătiți din punct de vedere rațional, dar nu pot să reziste la o interogare, se spune, la nivel subliminal. N-au cum. Greșeala care s-a făcut până acum și de serviciile americane în special și de cele sovietice în special a fost că acest tip de contact mental, de conectivitate mentală la nivel cuantic între creiere care sunt separate între ele s-a făcut pentru obținerea de informații. Exact. Despre asta e vorba. Pe câmpul de luptă este necesară o asemenea influențare pentru a scădea capacitatea de luptă a adversarului. Deci ai slăbi voința, ai slăbi... Fără a interveni cu forța armată, prin exacerbarea ceea ce am arătat la început a conflictelor intrapsihice de la fiecare soldat advers. În așa fel încât el să nu-și mai poată manifesta capacitățile combative la nivelul pregătirii sale. Aici... Deci îl deturnez din pregătirea sa, să spun, deci, să înțeleg eu. Deci, fac în așa fel încât acele conflicte interioare să exacerbeze. Cineva are frică de păianjeni, vede numai păianjeni în zonă. Cineva are, nu știu, frică de moarte și se exacerbează această frică de moarte. Plus că sunt posibilități de manifestări pe fizic. Mai avem 10 secunde. Și da. Îi înconvoie voința de luptă. Voința de luptă, da. Absolut. Și atunci îl scot practic din luptă. Din luptă, da, am înțeles. Timpul implacabil ne închide emisiunea. Ce să vă spun, stimați telespectatori, trebuie să avem mai multe emisiuni pentru a
a scoate din mintea acestui profesor, acestui cercetător, care s-a aplicat către cel mai sacru loc al omului, mintea umană, și iată, prin metode științifice și prin metode exersate, dacă ne mutăm în câmpul de luptă și ai un adversar pe care îl studiezi bine și îl cunoști, poți să-l deturnezi din fâșia sa de luptă, în plan psihic vorbesc, și să poți cuceri sau să-ți duci la îndeplinire obiectivul. Așadar, vă mulțumesc, distinsă domnule profesor. Sper că să vă mai invit aici să ne vorbiți și de flacăra asta violet, că mereu mă ocoliți. Întreabă telespectatorii, dar cred că este mai degrabă un simbol așa pentru... sau a produs și efecte în mințile politicienilor noștri. A devenit o legendă urbană partea cu flacăra violetă. Vă mulțumesc. E răspunsul cel mai bun. Ole, dacă e legendă urbană, s-o rostogolească pe mai departe. Așadar, stimați telespectatori, vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă mulțumesc încă o dată, domnule profesor, și vreau să vă mai avem în emisiunea noastră. Pun capăt emisiunile mele, sunt Stan Petrescu și vă mulțumesc pentru atenție. Până la o emisiune viitoare, vă spun la revedere, bună seara! Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai sănătoși, mai fericiți, mai înțelepți și mai natural alături de toți cei dragi inimii dumneavoastră. Alături de mine, Oreste. Astăzi, bună seara. Astăzi suntem cu niște chestiuni care ne ard pe toți, în propriile familii, în tot ce vedem de jur împrejur. E ceva de domeniul incredibilului. Deci partea asta cu divide et impera, care a exprimat-o Machiavelli, dar știm ce forță este în spatele acestei exprimări, în care împarte și stăpânește. Nici când familia, care este nucleul societății, n-a fost mai divizată, nimic n-a putut să o divizeze mai tare. Noi întâlnim acasă, când mă duc, sau la prieteni, sau peste tot, toată lumea e cufundată în tehnologie, tablete, laptopuri, telefoane, a apărut acum phablet, adică între... este absorbită. Dacă vrei să ai o ceartă cu cineva, deranjează-l când joacă un joc, deranjează-l când e cu nasul acolo. Din punct de vedere spiritual, cred că ne din ce în ce mai lesne să înțelegem că există un atac concentrat pe fundamentul și pe baza omului vechi, adică omului dumnezeiesc. Doctrina omului nou, doctrina reînrădăcinării omului într-o altă paradigmă decât în cea naturală, în cea dumnezeiască din care face el parte, e o fantomă care va bântui toate generațiile până la sfârșitul lumii, și nu mă bazez pe propria părere, ci pe o exegeză a Sfinților Părinți, a unor proroci și profeți care au scris încă de acum 2000 de ani despre viitorul umanității și, fiind hărăziți de Harul Duhului Sfânt, ceea ce au spus s-a și adeverit în istorie. Constatăm că fundamentul, leagănul, reazemul sufletelor noastre pe pământ, adică familia. Noi suntem oglindiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar familia însăși este o poveste pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă cu tâlc ca să înțelegem relația dintre noi și ei. Și dacă îmi dai voie, am să exemplific foarte pe scurt. Noi, în momentul în care devenim părinți și ne privim produsul dragostei noastre în pătuțul ăla mic de bebeluș și el ne privește și ne aude pe noi încă din lumea aia nedefinită, încă pământeană, în carne, noi nu facem altceva acolo decât să reducem la scară mică primul nostru contact cu Dumnezeu. Haideți să ne facem acest exercițiu de imaginație, să ne-l imaginăm pe Adam încă netocmit sufletește, tocmit doar din pământ și apă, asupra căruia Dumnezeu dă suflare de viață, adică suflet, pentru că suflare, suflet, vedeți, în limba română, suntem în aceeași familie de cuvinte. Și să ne imaginăm pe Adam când a deschis prima dată ochii duhovnicești și l-a întrezărit, l-a văzut față către față pe Dumnezeu. Relația noastră apoi de părinți cu copii este aceeași relație pe care Dumnezeu a avut-o cu fiul său rătăcitor, adică cu Adam. Orice neascultare
a copilului nostru față de noi. O neascultare care îi va face rău. E ca, nu? Fiul risipitor și rătăcitor care pleacă să lucreze pe o altă vie sau pe o altă plantație decât pe cea a tatălui său, fiind atras în mirajul lumii din afară. Exact asta se va întâmpla și se întâmplă și cu copiii noștri atunci când nu ne dau ascultare și pleacă în lumea largă, lăsându-ne un gol imens în suflet, pentru că noi, odată ce l-am plămădit pe copilul nostru, nu mai avem nicio autoritate alta decât cea morală și credința lui că ceea ce îi spunem noi și ceea ce îl învățăm noi este înspre bine. Iar apoi când devenim bătrâni, bătrâni nu neapărat în ani, ci ca experiență de viață, adică devenim bunici, ne asemănăm iarăși din ce în ce mai mult cu acel Dumnezeu cu barba albă, care cu dragoste și cu blândețe, asemeni unui bunic cosmic universal, își privește întreaga sa creație și pe acel copilaș, nu, nepotul, care prin filtrul părinților lui nu face altceva decât să se așeze pe genunchii bunicului, să-l asculte, să-i asculte poveștile, să-i asculte sfaturile, să-i asculte znoavele. Și atunci, dacă vorbim de războiul ăsta nevăzut între diavol și bunul Dumnezeu, o să înțelegem că ținta în istoria umanității a diavolului este stricăciunea omului, stricarea omului, pierderea lui. Iar ca să ne piardă diavolul, trebuie să ne atace în fundament. Iar fundamentul nostru este familia. Fundamentul nostru este și cuplu, pentru că putem reduce întreaga umanitate la cuplul ăla primordial. Studiile asupra genomului uman au demonstrat foarte clar, fără niciun fel de putință de tăgadă, că în cromozomii care stau la baza lanțului nostru trofic, la fiecare dintre noi, cromozomii pereche sunt aceiași. Deci e clar că noi cu toții suntem frații unei mari familii numite umanitate și că protopărinții noștri, adică Adamul și Eva biblice, nu sunt altceva decât niște părinți realmente întipăriți în ADN-ul nostru. Îi avem. Și atunci, din această perspectivă, putem să înțelegem de ce suntem în dimensiunea divorțurilor, de ce toate familiile sunt din ce în ce mai dezbinate și de ce, de la un anumit timp încoace, din punct de vedere tehnologic, ni se propune un alt fel de rai pe pământ. Raiul lumii virtuale sau raiul tehnologic. Și am să te provoc cu o chestiune. Cineva spune, și cei care privesc această emisiune înțeleg exact la ce mă refer, eu am o ipoteză de lucru ca să nu am aroganța că dețin un adevăr pe care îl arunc în spațiul public, dar sunt congregații, fraternități inițiatice care spun la un moment dat pe traseul inițierilor că între gnoză și mântuire noi alegem gnoza. Adică cunoașterea, adică ce? Adică puterea tehnologică. Și atunci omul de astăzi este ispitit într-un mod mult, mult mai adânc și mult, mult mai sofisticat decât a fost părinții noștri sau bunicii noștri. Pentru că noi deja intrăm, fără să ne dăm seama, în ceea ce exegeții lumii spirituale spun că este raiul tehnologic. Adică într-o lume virtuală în care totul este posibil, în care noi putem să devenim ceea ce dorim să fim, arzând toate etapele, ne mai trecând prin filtrul vieții noastre și al încercărilor noastre experiența anumită viață, ci la câteva butoane distanță, la câteva clicuri distanță, putem să ne alegem ce femeie virtuală vrem, ce casă virtuală vrem, să conducem ce mașină virtuală vrem, să avem câți bani virtual vrem și noi ne făcând niciodată diferența între realitate și ficțiune, pentru că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Noi trăim o viață împărțită în două. Jumate din ea e în afara noastră, este viața cu cele cinci simțuri care ne traduc informația care vine din afară către noi și este viața noastră lăuntrică. Sunt visele noastre, sunt speranțele noastre, sunt gândurile noastre, este ceea ce nu se vede la noi. Și atunci noi, având o viață vizibilă și o viață invizibilă, nu suntem foarte predispuși să facem diferența care dintre cele două este cea reală. Amândouă sunt reale. Dar oare amândouă sunt în sensul reîntoarcerii noastre la Dumnezeu sau una dintre ele încearcă să ne extragă foarte mult din viața din lăuntru și să ne facă prizonierii doar vieții din afară? Părinții noștri care au trăit experimentul comunist știu foarte clar despre ce vorbesc, pentru că acolo se vorbea de omul de timp nou, se vorbea de materialism dialectică, se vorbea de rațiunea
lumii din afară și tot timpul s-a încercat în ăștia 50 de ani de comunism versus capitalism să ni se introducă ideea că doar ceea ce se vede, doar ceea ce este în afara noastră este realitate și este concret, iar lumea noastră lăuntrică nu are nicio valoare. În paradigma capitalistă pe care am început și noi să o cunoaștem în ăștia 30 de ani, se întâmplă practic cam același lucru, numai că acolo nu e cu impunere, acolo este cu momeală. Adică, băi, îți oferă atât de multe, hai să spunem între ghilimele, plăceri în lumea din afară, încât nu-ți vom mai da timp să te ocupi de lumea ta lăuntrică, de lumea ta adevărată. Și atunci, pornind de aici, ne aflăm într-un război nevăzut, care se poartă pe toate câmpurile de luptă, de la câmpul mental, la cel afectiv, sufletesc, acționar și așa mai departe. Dacă îmi dai voie, aici aș veni cu o ipoteză de lucru între ghilimele și o să dau voie, adică o să vreau să mă explic un pic când spun ipoteză de lucru. Unul dintre mentorii mei, domnul Valeriu Popa, mi-a introdus această chestiune într-o altă paradigmă, într-un alt format. Dânsul a mers prin multe țări și era un om direct, un om asertiv și care exprima foarte direct niște adevăruri care cutremurau sau despre ce o să se petreacă în lumea asta. Lucruri care în anumite situații ar fi generat conflicte atât de mari încât s-ar fi iscat niște scandaluri mari de tot. În discuții particulare cu domnia sa, m-a învățat următorul lucru. A zis, Dane, prin ce am trecut, am scăpat ca printre urechile acului întotdeauna cu o afirmație. Aceasta este ipoteza mea de lucru și m-a învățat cum, pe viitor, în momentul în care am de expus anumite adevăruri care vor deranja, te vor tăia ăștia bucăți, te vor arde pe rug, te vor pune pe cruce pentru ceea ce spui, ca să spui, dar să scăpi și în viață, spune, aceasta a fost ipoteza mea de lucru. Despre ce ipoteză de lucru vorbesc? Ceea ce se petrece este ceva care nu poate fi conceput. Deci dacă iei ultimii 10.000 de ani ai umanității, poftim cum a acționat diavolul în această separare, în această dominare, în acest joc și ceea ce se petrece în ultimii 10 ani, deci 10.000 și 10 ani, este ceva care nu se așează. N-aveau cum să nu apară niște transferuri tehnologice, noi am explodat tehnologic într-un mod în care nu se poate bănui. Deci cum în 10 ani și numai în ultimii 5 ani este deja ceva fabulos. Noi ne bucurăm de tehnologia asta, dar dacă nu privim cealaltă fațetă, modul în care suntem lucrați, modul în care această tehnologie a separat ceea ce nu putea să fie visat. Deci dacă asta este o tehnologie extraterestră, ipoteza mea de lucru, să nu o luăm. Dar să știi că se susține, hai să facem o referință nu culturală, ci una istorică. Se vorbește, nu, în toată istoria evoluției umanității, de fii cerului, care văzând că fiicele pământenilor sunt frumoase, s-au pogorât la ele, le-au învățat cunoașterea cerului și au produs împreună, printr-o sexualitate cât se poate de concretă, o rasă aparte de oameni, numită Nefilim în limba ebraică, numită Jidovi în mitologia noastră populară, numită giganți sau titani în mitologia Eladei vechi, urieși, uncheși în toate celelalte bazme ale Europei, o rasă de oameni care a fost atât de avansată din punct de vedere tehnologic, dar atât de departe de principiul divin din ei, încât însuși Dumnezeu, văzând această monstruozitate și acest artificiu în ADN-ul omului, a comandat, nu, o ștergere de program pe care noi o cunoaștem sub denumirea de potop. Dacă studiem și citim toate legendele care țin de evoluția umanității pe pământ, ale tuturor popoarelor, indiferent de religiile din care provin, o să vedem că la baza cunoștințelor orale ale tuturor popoarelor există acest contact cu zeii. Există acest contact civilizațional cu zeii. Și am să mă explic. Tu ai spus-o foarte bine, 10.010 ani. Istoria a evoluat de la omul rupestru, adică de la omul ieșit din peșteră, până la omul marilor megalopolisuri,
din Karnak, din Egipt, din Sumer, din Babilon și așa mai departe, o perioadă foarte mare de timp, în mod firesc, în care din peșteri au trecut la Bojdeucă, de la Bojdeucă la Bordei, de la Bordei la o căsuță naturală făcută din lemn, din frunze, din crengi și așa mai departe. Și la un moment dat, brusc, pe tot teritoriul acestui continent numit, acestei planete, hai să spunem așa, pentru că era totuși un continent, de asta am spus continent, noi știm astăzi că înainte de potop, bucățile de uscat ale continentului nu erau străbătute sau despărțite de ape, ci era un mare continent, planeta era un singur continent înconjurat de ape și acum e limpede pentru oricine are un glob geografic acasă să facă exercițiul de puzzle, să dea apele la o parte și să încerce să lipească continentele între ele și o să vedeți că ele se potrivesc absolut perfect și se îmbină absolut perfect ca niște piese de puzzle. Și atunci revenim. Nimeni nu-și poate explica cum brusc, acum vreo 10-12 mii de ani, din China până în Mexic, din Egipt și până în insulele Fiji sau insula Paștelui, nu, apar niște megalopolisuri, apar niște piramide, apar niște cetăți, niște structuri care utilizează niște tehnologii atât de avansate încât nici măcar noi astăzi, oamenii științei secolului 21, nu le putem explica. Noi nu putem explica satisfăcător astăzi, de exemplu, referindu-ne la piramide, cum niște blocuri atât de mari, de piatră atât de grea, au putut să fie îmbinate atât de perfect, nefiind între ele niciun fel de mortar, niciun fel de liant. Prin ce tehnologie au șlefuit, de exemplu, oamenii antichității de 10-12 mii de ani, blocurile alea imense de piatră și cum au făcut ei dantelăriile alea extraordinare pe care le găsim în toate marile temple ale religiilor păgâne. Și atunci e clar că dacă noi pornim de la ideea că până la mântuire umanitatea nu face altceva decât să repete marile secvențe ale trecutului în prezent și în viitor, înseamnă că ceea ce a fost este și va mai fi. Și dacă noi am avut un prim contact cu o civilizație numită Fiii Cerului, adică o localizare în afara Pământului, care cumva ne-a adus nouă această tehnologie pe care o regăsim foarte frumos și în mitul lui Prometeu, care ia focul de la zei, nu, și învață pe oameni să facă ce? Arme de foc, adică evoluție. O evoluție care, din păcate, pentru umanitatea care a avut prim contact cu această civilizație, s-a sfârșit prost. Și atunci ceea ce începe prost nu se poate sfârși bine. Noi astăzi nu facem altceva decât să ne aflăm, teoria mea de lucru ca să accept paradigma discuției noastre, nu facem altceva decât să repetăm la o altă scară istorică aceeași poveste pe care au trăit-o cu mii de ani în urmă înainte de potop strămoșii noștri. A intervenit odată în istoria noastră cineva peste evoluția noastră firească și ne-a dat o tehnologie atât de avansată și atât de înaltă fără să ne dea și înțelepciunea și cunoașterea necesară ca să putem să gestionăm bine aceste energii și iată că vorbim de potop, vorbim de continentul scufundat Atlantida, vorbim de o civilizație uluitoare care a dispărut de pe pământ și vorbim de faptul că toată această tehnologie până la urmă nu a fost înspre mântuirea omului, ci înspre pierderea lui. Și atunci povestea asta, dacă a mai fost odată în istoria noastră și știm asta, să nu ne îmbătăm cu apă rece că doar atunci s-a întâmplat ceva și noi mergem pe o linie dreaptă către un viitor mai mult sau mai puțin precis. Planeta învârtindu-se în jurul propriei axe și în jurul aceluia soare, însă și această mișcare universală, da? de rotație în jurul propriei axe și în jurul soarelui ne arată că istoria este circulară, este ciclică, este repetitivă. Dacă ne uităm la planetă ca la o ființă vie, hai să vedem ce am făcut noi în modul cel mai cutremurător cu putință, în mod invizibil pentru ochii noștri. Tot electromagnetismul, toată naturalețea, toate frecvențele naturale ale Pământului sunt date peste cap. Electromagnetismul a crescut de câteva zeci de milioane de ori pe planeta asta ca și câmpuri, ca și frecvențe și atenție, frecvențe constatate că dăunează ADN-ului nostru, că ne perturbă, că ne tulbură, că ne agită, că ne trezesc tot felul de lucruri care sunt stranii. Deci asta am făcut noi planetei Pământ, ființei care dacă se scutură o dată
ne-a dat afară, dar ce ne facem nouă și ce ne facem copiilor noștri care sunt foarte sensibili? Toată această baie de unde, de frecvențe, noi toți vrem, nu că 5G, deci dacă acum în fața noastră apare diavolul conform Bibliei, cu coarne, cu coadă, cu... și spune, fraților, am o ofertă pentru voi, 8G. Românul are două întrebări. Cât ne costă și care e area de acoperire pe România. De ce spun asta? De ce spun asta? Eu vorbesc de la concret. Pare o glumă. Dar ne uităm la concret. Deci, noi suntem ultima țară cu, din Europa cu toaletă în fundul curții, acasă, la școală. Câte școli adică sunt? Adică 60% din România încă se află în evul mediu, dar noi avem tehnologie dar extraterestră așa, deci, pe pământ. În statistica 2017-2018 pe viteză de internet, da, noi eram a cincea țară de pe glob. Deci noi, în condițiile în care vorbim de toate problemele astea, vorbim, noi eram a cincea, mai înainte cu câțiva ani, eram, băteam între locul 2 și 3. Acum anul ăsta mai scăzut un pic. Dar tu vorbești de a cincea țară de pe glob. S-au făcut studii pe 200 de țări cele mai evoluate. Cum? Cum e contrastul ăsta și atracția asta și lucruri fabuloși și atenție! Uite, de exemplu, în Europa noi eram cunoscuți, printre multe altele lucruri bune pe care le avem, mă, suntem cei mai petrecăreți, care veneau la noi din orice, nu din Europa, din orice stat, spune, doamna, la voi femeile sunt extraordinare și voi știți să vă petreceți cum nu se petrece nimeni. Dacă urmărești în familie, la botezuri, la cununii, nunți și așa, unde te mai duci, zona de familie, pornim de la zona de familie, ce poți să vezi? Până noi au oamenii pe ulei câteva ore, adică să se îmbete bine, ce fac toți? Toată lumea este scufundată cu în telefon, deci toți, toată familia, nu vorbește unul cu unul, vorbește așa, nici măcar nu se uită. Iubitul cu iubita, prietenii între ei sau oameni care, dacă te duci, intri într-un restaurant, mergi cu metrou, mergi cu tramvaiul, mergi peste tot, te duci acasă, îi găsești pe toți pe tabletă. Nu vorbesc, persoană importantă din familia mea, numai îți dau 83 de ani. E o lume foarte aglomerată cu indivizi singuri. Tu spuneai de copii. Da. 83 de ani. Nu spun că deja îmi iau papară când ajung prin familie. La 83 de ani, când s-a cumpărat telefon nou, să mai evoluează ca și tehnologie și nu mai făcea față, deci exista tabletă, computer, laptop și așa mai departe, telefon nou, din cauza că nu am fost destul de rapid eu să instalez și să bag toate parolele pe Facebook, WhatsApp și așa mai departe, am avut parte de o grămadă de pressing și panoramă. Hai odată, deși avea computer, deși avea, că nu mi-ai instalat Facebook, nu mi-ai instalat nivelul de poze, apropo de poze, care îl face persoana dragă mie la 83 de ani într-o singură lună, depășește ce fac eu în 5 ani. Da. Uite, tu pornisei de la o întrebare tulburătoare. Ce am făcut noi cu organismul nostru matern, adică cu mama Gheia, cu mama Pământ, și ce am făcut cu noi înșine în tot acest timp? Eu cred că, să păstrăm metafora asta cu contactul cu o civilizație superioară venită de undeva din cer. Nu pot să-mi explic altfel. Cred că noi constatăm începutul sfârșitului nostru odată cu revoluția industrială, adică marele salt tehnologic, marele progres cognitiv, încărcarea cu suprasarcini, de la suprasarcina electrică la niște suprasarcini ionice astăzi care ajung până în stratosferă, începe, poate pentru unii s-ar putea părea paradoxal, începe undeva în secolul 17, începe în anii 1600, nu, când în Marea Britanie începe ceea ce se numește Revoluția Industrială. Revoluția Industrială s-a bazat, nu, pe o formă de cunoaștere superioară, pentru că până atunci oamenii trăiau într-un cadru natural, își aprindeau lumina când apărea întunericul, n-aveau nevoie de lumină electrică când soarele era sus pe cer. Aprindeau un opaiț, aprindeau o făclie și timp de mii de ani au trăit bine mersi oamenii într-un contact și într-o relație perfectă cu naturalul și cu natura. Anotimpurile nu erau altceva decât niște vârste ale fiecăruia dintre noi și niște etape în care noi intram într-un setting perfect cu ritmul natural.
ceasul nostru biologic, până la Revoluția Industrială, funcționa identic cu ceasul biologic al planetei. Noi înșiși, fiind copiii acestei mame pământ și ai tatălui ceresc, noi pe pământ trăiam în ritmul cosmic, în ritmul natural. Odată cu Revoluția Industrială, odată cu această iluzie a prosperității, a confortului, al dezvoltării tehnologice, lucruri indiscutabile, evidente pentru toată lumea, ce s-a întâmplat de fapt cu noi? Păi s-a întâmplat că noi, ca să putem să producem energie din extragerea de cărbune fosil, noi ce am făcut cu rezidurile, ce am făcut cu balasturile? Am încărcat apele, am încărcat aerul, am deversat și am poluat râurile și izvoarele acestui pământ. Noi fiind 80% apă, toată apa asta poluată de câteva secole, pe care noi am introdus-o ca informație în propriul nostru organism viu, n-a făcut altceva decât să ne reseteze, să ne transforme din omul natural în ce? În omul din ce în ce mai artificial. Hai să ne gândim la produsele noastre alimentare. Noi știm foarte bine și telespectatorii acestei emisiuni și acestui post de televiziune știu în area lor de interes că noi avem niște decodori neuronali capabili să traducă informația spectrului natural, adică tot tabelul lui Mendeleev și tot ceea ce produce pământul și noi îngurgităm ca informație și transformăm prin digestie în energie, dacă provin din surse naturale, creierul nostru este capabil să decodifice toate lucrurile astea și să le insereze perfect. Ce e nutritiv intră în sistem, ce nu, prin excreție și transpirație, este evacuat din sistem. Odată cu avansul tehnologic și odată cu evoluția asta extraordinară, bizară, paradoxală, atât de rapidă în doar 50 de ani, doar 100 de ani, doar 200 de ani, noi am început să devenim din ce în ce mai artificial, obligând creierul să intre într-un scurt circuit continuu aproape. Noi nu mai mâncăm, nu mai bem și nu mai respirăm ceea ce ne-a oferit nouă cosmosul și pământul până la Revoluția Industrială de cel puțin 3 secole. Ceea ce înseamnă că suntem la nu știu câta generație, a 5-a, 6-a, 7-a generație de oameni a cărui soft biometric nu mai este același cu al strămoșului nostru care trăia natural. Și atunci noi vedem că nu mai trăim atât de mult, nu mai trăim atât de bine, ne îmbolnăvim și asta se poate vedea din suma reclamelor. Dacă noi ne uităm astăzi pe toate posturile de televiziune, la ce vedem reclame? La principiul menghină. Vedem reclame la produsele alimentare care ne îmbolnăvesc, după care vedem reclame la produsele farmaceutice care sunt menite să ne vindece. Și atunci nu să ne vindece, nu să ne vindice. Așa. Să ne atenueze... Dom'le, ele așa sunt prezentate. Nu, nu, de vindecat nici n-au voie să spună că vindecă. Mă rog. Să trateze. Deci ai un abonament, ai o cartelă cu care te duci și îți cumperi tratament. Noi am devenit, în loc să devenim ființele universale în căutarea mântuirii noastre, apropierii noastre individuale de Dumnezeu și colective de Dumnezeu, pentru că noi suntem în familia asta mare numită popoare. Fiecare țară e, de fapt, o familie, da? A umanității vorbitoare de aceeași limbă, că după turnul Babel, popoarele, da? Au căpătat fiecare dintre ele propria lor limbă, adică propriul lor soft de transmitere de informații. Da? E un program. E, noi, în momentul în care am ieșit total din transferul ăsta energetic firesc și natural, cu pământul, adică să descărcăm toate energiile negative prin talpă în pământ, să ne încărcăm tot prin talpă de toată energia telurică sau de energia yin, cum ar spune chinezul, să primim prin chakrele noastre, care nu sunt altceva decât decodoarele de informații ale luminii, nu? Că dacă orice copil de clasa 5-a când se duce la fizică și privește soarele printr-o prismă, vede cum lumina se împarte în 7 texturi cromatice, da? De la roșu până la violet. Ei, astea sunt chakrele noastre și atunci noi încărcând și supraîncărcând cu sarcină electrică artificială eterul ăsta, noi ce am făcut? Ne-am franjurat, ne-am obturat această rețea de transmitere de informație și de energie universală care este sistemul nostru de chakre, că nu înseamnă altceva sistemul de chakre, orice om care a studiat treaba asta înțelege că nu este altceva decât o frecvență pe diferitele intensități și viteze ale luminii în spațiu, prin care energia cosmică pătrunde și alimentează întregul nostru organism. Da? E, noi, față de strămoșii noștri de până la Revoluția Industrială, suntem mai dezrădăcinați, mai bolnavi, murim mult mai repede și ne îmbolnăvim mult mai repede și nu mai avem niciun fel de preocupare și de timp pentru sufletele noastre.
că trupurile, oricât de sănătoase ar fi, dragul meu, la un moment dat se duc în pământ, că asta e mersul firesc al naturii. Noi dorim într-un mod straniu să ne prelungim cât mai mult viața, să trăim cât mai mult și mai confortabil în trupul nostru, aproape să nu mai murim. Dacă cineva ar veni acum să ne mintă pe toți că a descoperit pilula magică, care te face nemuritor și care costă 10 milioane de dolari, o să vezi oameni dându-și în cap pe stradă pentru a trăi forever. Dar a trăi forever unde? În afara realității noastre lăuntrice? Să trăim tot timpul ca niște sclavi sau ca niște produse de consum într-o lume care nu e a noastră? Că noi nu deținem lumea din afara noastră. Noi toți, oamenii simpli, care nu suntem conducătorii acestei lumi, și tare mi-e teamă ca ipoteză de lucru că nici conducătorii acestei lumi nu și aparțin, da. Noi nu suntem decât niște figuranți sau poate niște actori secundari sau principali în funcție de cum ne duce viața într-o piesă a duhului lumii care pare că n-are sens, pentru că eu ce fac? Toată viața mea, sensul meu este să muncesc și după aia, când nu mai sunt bun, să mă trimită unul acasă, să-mi dea o ciosvârtă și să aștepte să mor, și asta e tot sensul vieții mele, să fiu sclav pe planeta asta? Foarte mult în viața noastră contează relațiile, enorm. Relația noastră cu noi înșine, relația cu cei apropiați, relația cu munca noastră, cu natura noastră, cu tot, relația. În momentul în care noi nu mai petrecem timp de calitate cu familia noastră, cu prietenii noștri, deci noi nu mai petrecem timp și nu mai vorbesc timp de calitate, atunci după ce alergăm, după ce trăim și ce a dus la treaba asta? Și acum, apropo, pentru că tu ai vorbit de ultimii 300 de ani și așa, dar, doamne, în ultimii 5 ani sunt niște transformări în partea asta de virtualizare, nu mai zic în partea direct de ceea ce constată exact ceea ce ai spus tu de acest ocean de frecvențe, faptul că nici când de la capitolul poluare directă a aerului, apei, a alimentelor, nu a fost nici când totul mai otrăvit ca acum și toate lucrurile astea ne influențează ca trăire, ca gândire, ca percepție, dar foarte bine ai spus despre percepțiile de natură subtilă, energetică, care sunt profund perturbate exact de aceste câmpuri. Chiar și pentru oamenii care sunt absolut științifici, n-au auzit de niciun centru de forță, de niciun meridian, de nicio energie, simplu fapt că dacă te duci la o clinică și îți faci EKG, EEG, electroencefalograf, tu constați că ești un aparat de emisie-recepție pe frecvențe. Deci creierul ăsta, în funcție de niște stări, emite și recepționează. Deci noi suntem într-o dependență de frecvențe. Și ne-am băgat, e ca și cum ai lua un peștișor și îl bagi într-un acvariu, ne-am băgat într-un acvariu acum, mai nou, de 10 ani de zile, de neimaginat. Adică ce este în acvariu în care am fost aruncați noi ca peștișori? Păi hai să, numai dacă e așa, acum 30 de ani a fost revoluția și atunci puteai să ajungi liniștit la spitalul nou, dacă tu erai un fel de Jules Verne, și să faci o anticipare din asta, să spui: fraților, știți ce fobii o să apară peste 20 de ani, peste 30 de ani? O să apară niște fobii noi, niște frici teribile ale omului. Nomofobia, frica de a-ți fi pierdut telefonul mobil, de a nu-ți găsi telefonul mobil. Acum oamenii se duc să-și facă tratamente la partea de psihoterapeut și la psiholog, pentru că în urma acestei traume, că nu și-au găsit la momentul potrivit telefonul, a avut o tulburare atât de mare încât e dat peste cap. Sunt tulburări de genul pierdere de informații. Doamne ferește că nu mai ești la curent cu informații. Mi s-a petrecut în urma acestor emisiuni să fiu recunoscut prin magazine și așa mai departe, oameni care să interacționeze, să vină să vorbească cu mine. S-au plâns pe partea de sănătate și mi-au spus ce sfaturi au să dau și am spus și eu: uite, în locul tău aș face așa și așa, dar zic, ia descrie mai, că s-a pornit, toată lumea pornește, când pornește să se spune semne de întrebare, pornește de la faptul că îi doare ceva. Până atunci nu știau în ce lume trăiesc, ce i-a influențat. Doamne, mă doare aia, cum scăp de treaba aia? Și zic, mai povestiți-mi un pic, dar dumneavoastră cum dormiți, cum vă odihniți și ce se întâmplă? Păi cum să dormă? Doamne, iubesc atât de mult postul ăsta 6 TV, da? Că nu închid televizorul, deci ca să nu pierd o informație, crede-mă, nu închid televizorul ca și în timp ce dorm să-mi intre informația. Păi zic, doamne, numai ta ai aflat de melatonină, care dacă nu ai întuneric complet în camera în care ești,
tu inhibi procesul natural anticancerigen de refacere a structurii hormon, în modul natural, exact tot ce ai explicat tu, domnule, cum era cu lumina aia, cu întunericul, cu soarele. Deci sunt oameni mai mulți care sunt dependenți să nu piardă informație. Din 5 minute se deschid telefoanele, se doarme cu televizoarele aprinse. E vorba de bună măsură. Așa, pentru că suntem la o emisiune care se numește Tehnologiile Sănătății. E foarte bine că, vezi, umanitatea până la sfârșitul experienței istorice a ei, întotdeauna a fost condusă într-o proporție de 50-50% de oameni ai lui Dumnezeu sau de oameni ai lui Satan. Crezi că mai există proporția asta? Eu cred că asta va exista dintotdeauna, că este echilibru cosmic. Și atunci, uite, am mari îndoieli. Pe măsură ce au avansat pattern-urile și virusii tehnologici, care perturbă într-un mod cât se poate de explicat de tine foarte clar, că e ca o radiologie, e o radionică, da? Dacă eu sunt o frecvență, într-un ocean de frecvențe, e clar că noi suntem influențați de frecvențele mai puternice decât ale noastre. Și dacă un bec are 25 de W și intensitatea mea electrică este de 2 W, diferența între 2 și 25, acei 23 de W în plus, mă afectează ca și cum aș avea un stomacel atâta și eu vreau să mănânc atâta. Eu pot să mănânc atâta, dar ce fac? Oblig stomacul să-și depășească dimensiunea dată de la Dumnezeu și să se adapteze până crapă la un moment dat. Că, na. E, și atunci eu cred că pe măsură ce există mijloace de îmbolnăvire mai rapidă a omului, există și mijloace de protecție sau mijloace de, nu știu dacă de vindecare, că nu pot să vorbesc de mijloace de vindecare, vindecarea e o chestiune care ține doar de softul natural. De însănătoșire. Da, adică de protecție mai mult. E ca și cum, domne, dacă ți-e foarte, foarte frig afară și tu te-ai născut totuși în pielea goală, acum nu trebuie să mergi neapărat în pielea goală pe minus 15 grade, poți să-ți iei două pulovere și un palton. Din punct de vedere energetic, încă de la începutul secolului 20, niște oameni de știință au creat tot felul de dispozitive de a reface, nu, până la urmă, câmpurile perturbate de suprasarcini. Și unul dintre dispozitivele care a apărut la sfârșitul secolului 20 și pe care noi îl folosim și astăzi este pur și simplu acest torsăr, care ce face el? Se comportă, practic, ca să dăm un exemplu cât se poate de banal, ca un pulover. Ca un pulover sau ca un scut împotriva perturbărilor energetice. E limpede pentru noi toți că ne aflăm într-o realitate extrem de provocatoare și extrem de agresivă, dacă vreți, asupra echilibrului și a sistemului nostru natural de sănătate. Poate că unii oameni sau unii dintre cei care ne privesc având o încredere exacerbată în propria lor putere de a se proteja mental sau de a se proteja, poate chiar sunt unii care fac niște cursuri și în loc să devină mai înțelepți devin niște victime ale unor prostii debitate de niște impostori care spun, domne, dacă îți faci o protecție mentală, dacă spui nu știu ce, o mantră, o chestie, domne, nimic nu te mai poate atinge. E ca și cum tu ți-ai rupe mâna în 4 locuri și nu te mai duci să ți-o pună cineva în gips, faci tu un tratament de Reiki și ți se pun oasele la loc. Sau, pur și simplu, în cazul unui incendiu, că se întâmplă lucrurile astea și am văzut prin ce tragedii, ai o arsură de gradul 3, da, care ți afectează epiderma până la os și tu ai avea senzația că dacă ți-ai plimba mâna așa, că ești tu maestru Reiki, domne, ai nu știu câte diplome pe perete sau mai mult, ești chiar un bigot religios și spui, nu domne, păi da, eu fac o rugăciune, imediat mi se vindecă pielea, ia să vedem dacă asta ți se și vindec. Și atunci, pentru că vorbim de tehnologiile sănătății versus tehnologiile îmbolnăvirii și pornind de la ideea pe care am spus-o mai devreme, că Dumnezeu a creat totuși un echilibru, un bara-bara, e un 50-50, chinezul a știut foarte bine când a făcut simbolul Yang, că toate lucrurile sunt într-un anumit echilibru, cum există tehnologiile agresive asupra sănătății, există și tehnologiile care te pot proteja. Eu nu fac parte din categoria celor care cred că tehnologia vindecă vreodată pe cineva. În niciuna dintre cazuri, dar e ca la pulover. Puloverul te ajută să nu răcești, nu te vindecă de răceală, că poți să ai 80, exagerezi un pic, de grade temperatură și să spui toate puloverele de nume pe tine că nu te vindec. La fel se întâmplă și cu torsărul, și cu imunocubul, și cu tehnologiile astea ale sănătății care, nefăcând altceva decât să reseteze pe principii naturale un anumit program,
nu fac altceva decât să te reașeze pe o secvență scurtă de timp, pentru că noi oricum o luăm de la început, în paradigma naturală, și fiind în paradigma naturală, noi acolo suntem sănătoși. Și atunci, dacă noi suntem supuși unor agresiuni din punct de vedere electrostatic, magnetic, tehnopatogen, atât de mult, hai să ne imaginăm că toată această tehnopatogenie este sinonimă cu virusul de la minus 6 grade care bânduie pe străzi. Eu sunt obligat de realitate să merg pe stradă. Ce fac la minus 6 grade cu taifunul după mine? Mă îmbrac cât pot de bine, mă protejez cât pot de bine, în speranța că până la destinație nu mă prinde virusul, nu? Din punct de vedere al structurii noastre energetice, care e o structură foarte slabă, da? Emisia de câmp electromagnetic și static și, și electric pe care le emite omul, în comparație cu un bec mai puternic, este mai slab. Da, păi cu rele de înaltă tensiune, da, păi cu căblăria, Wi-Fi-uri și așa mai departe. Și atunci puloverul nostru din punct de vedere energetic trebuie să fie un dispozitiv pe care să-l putem în permanență la noi și care are această menire simplă de a reface într-un timp real breșele prin care aceste șaruri energetice, aceste săgeți de energie mult prea puternică ca scutul nostru natural să mai facă față, se întâmplă treaba asta. Noi suntem exact ca planeta. Cum planeta are toate scuturile de protecție de la atmosferă până la stratosferă, ionosferă și așa mai departe, ca razele soarelui să se filtreze și să se subțieze din ce în ce mai mult ca la contactul cu propria noastră ființă să nu ne pulverizeze în univers, același lucru îl putem face la nivel individual, ținând cont de faptul că noi nu mai trăim natural. Imunocubul, torsă și toate alte aparaturi, pentru omul care trăiește astăzi natural, în casa lui de pământ, cu picioarele pe pământ, cu izvorul de apă curgătoare și curată lângă, cu niciun cablu de înaltă tensiune sau de tensiune medie sau joasă pe lângă el, cu nicio priză și niciun bec, ci doar cu lumina naturală de la soare și cu lumina naturală noaptea de la lună și de la stele, toate aceste dispozitive, toate aceste tehnologii ale sănătății devin inutile. Da, dar noi astăzi dar nu mai trăim așa, că, din păcate. Da, exact, toate frecvențele, toate radiațiile, nimeni nu mai poate să scape de tot acest ocean de frecvențe, de unde, oriunde s-ar duce în lumea asta, există emisii de radiații. Deci pur și simplu nu poți să scape. Nimeni nu mai poate să mai scape de pe planeta asta decât dacă fuge în altă parte. Câtă vreme e pe planetă, e sub incidența acestor vectori. Și e foarte important să înțelegem un lucru care e atât de simplu. Noi suntem 70-80% apă. Noi știm că apa care poate împrumuta toate stările de agregare ale materiei, de la plasmă până la solid, nu? Că apa e și gazoasă și se numește abur. Apa e și solidă și se numește gheață. Apa este și lichidă și se numește lichid, așa mai departe. Adică, apa asta care este starea fundamentală a materiei, pe ce face Duhul lui Dumnezeu? Plutea deasupra apelor și desparte apele de sus de apele de jos. Noi când stăm în intrauterin, suntem acoperiți de lichid. Noi, ca să trăim, avem nevoie ca cele 75% de apă din noi să fie curate. Și atunci noi, dacă suntem apă, ne influențăm la fel de repede ca și apa. Hai să păstrăm această metaforă cu apa din noi și o să vedeți că toată apa asta din noi este informată. Este informată atât de factorii externi, radiații, agresiuni de tot felul, deci, cât și din punct de vedere intern, că și forța gândului nostru poate să fie otrăvitoare sau vindecătoare. Oamenii care trăiesc tot timpul numai într-o energie interioară negativă, încruntați, supărați, fără perspectivă, depresiv, anxioși și așa mai departe, își întunecă, își murdăresc, își încarcă foarte mult apa asta care nu mai este albă, transparentă și vindecătoare, nu mai este apă vie, ci devine apă moartă. Și atunci avem și noi nevoie de când în când să resetăm izvorul ăsta de apă curată din noi. Și cum putem să facem treaba asta? Păi hai să vedem cum se resetează prima dată în univers. Și o să vedem că în univers resetul este dat de furtună. Este dat exact de momentul de încărcare electrostatică atât de mare între tuneci și fulger.
După care, nu, se adună toți norii și se descarcă și prin descărcarea aia foarte puternică se resetează de fapt toată atmosfera. Principiul de resetare al atmosferii nu diferă cu nimic de principiul de resetare a propriei noastre atmosfere, adică corpul nostru omenesc. Și atunci, e foarte interesant, sunt studiile care au stat la baza inventării acestui dispozitiv. Inițial, în epoca războiului rece, o tehnologie destinată celor care părăseau spațiul terestru și se duceau în misiuni spațiale în cosmos, folosit atât de către cosmonauții sovietici, cât și de cosmonauții americani, pentru că în afară de cele două mari puteri, ulterior, după aceea, după anii 90, alăturându-se și altele, făceau primele misiuni în spațiul cosmic. Și atunci s-a creat un dispozitiv care reface la scară mică procesul de resetare cosmic. Se adună foarte multe energii și se descarcă foarte brutal printr-un reset care redimensionează până la urmă tot câmpul nostru de energie. Și asta face acest imunocub care purifică apa și care resetează această apă, aducându-ne la nivelul unei ape naturale de izvor. Prima constatare că ceea ce spunem nu este o vrăjeală este însuși gustul acestei ape. Orice om care a avut șansa dată de la Dumnezeu să mai aibă pe cărări de munte și să ia în căușul palmelor niște apă de pe pietrele alea curgătoare și să o bea, nu o să uite probabil niciodată gustul ăla, pentru că este un gust irepetabil. Gustul ăla se regăsește în această apă. Nu că e dispozitivul extraterestru, ci pentru că are un principiu care funcționează după principiul cosmic, care îți resetează așa cum se întâmplă în momentul de maximă tensiune înainte de furtună. Ai spus nu că e un dispozitiv extraterestru. Aici sunt multe de vorbit, în sensul că, uite, la fel cum puneam sub semnul întrebării, o grămadă de tehnologii care vin să ne perturbe și care au venit în ultimii 10 ani. Și e prea mult, e prea rapid, e totul prea altfel. Păi ca să nu avem timp să digerăm. Ei, acest dispozitiv a fost creat în spațiu cosmic, apropo de ajutorul divin. Nu a fost creat pe Pământ. Deci este o creație... Din punctul ăsta de vedere este extraterestru. Extraterestru, da. Corect. Deci este și un ajutor divin. Este interesant faptul că chiar dacă noi nu vedem toată această ambianță negativă, pentru că tu spuneai despre responsabilitatea asta noastră de a avea trăiri frumoase, trăiri stoice, trăiri bune. Adică noi suntem responsabili față de influența codurilor de frecvență din corpul nostru. Surpriza este că, datorită acestor frecvențe care ne împreșoară, care toate sunt pe bază de coduri, noi suntem codați fără să știm și mai ales în timp ce noi dormim. De ce spun mai ales în timp ce noi dormim? Pentru că omul când se așează în pat se destinde și este de 10-20 de ori mai receptiv la orice tip de influență. Da, păi cel electromagnetic sau tehnopatogen, geopatogen, psihopatogen, orice fel de influență este crescut, este mult mai receptiv. În momentul în care cei care utilizează imunocubul purifică, deci e ca un fel de exorcizare, chiar și părintele Adrian Singurov a remarcat acest fenomen, înainte de a se culca, purifică dormitorul, atmosfera și de-abia pe urmă se odihnesc, ei beneficiază de un aer pur, curat, alcalin. Nu să-mi dai paharul tău, pentru că dacă mulțumesc. Vorbim de apă vie și să nu ne și bucurăm de ea, ar fi ca și cum am merge la un meci de fotbal și am stat cu spatele la stadion. Exact, mulțumesc din suflet. Deci timp de jumătate de oră după ce a fost energizată și purificată, această apă este și o apă vie, exact ca luată din izvorul de munte, nu mai mult de jumătate de oră. Și la un izvor de munte, dacă o iei și o ții 3 ore, este o apă pură sau mineralizată. Nu mai este vie, nu mai are energia cu care să-ți refacă. Sigur, pentru că rămâne statică. Orice apă îmbuteliată, nu mai apa. Apa ca să fie vie trebuie să fie curgătoare și apa ca să fie vie trebuie să fie agitată. Adică aceste bule pe care noi le vedem în carafă nu fac altceva decât să recreeze la o scară mult mai mică curgerea apei și învolbura apei
în curgerea ei, care înseamnă prospețime. Dintr-un izvor nu poți să bei de două ori aceeași apă, spune un proverb chinezesc foarte, foarte interesant. Și în același timp, oxigenată, alcalinizată, îți conferă o claritate mai mare, o limpezime a minții, un alt influx neuronal, în timp ce tu ești calm, liniștit, echilibrat, dar ești hiperconștient. Ca să păstrăm exemplu de la pullover la torsăr și așa, așa cum noi trebuie să ne facem curățenie în casă, pentru că staticul, praful, agenții patogeni care băltesc și se înmulțesc când lucrurile stagnează și stau. Asta putem să vedem în bălți. Da? O baltă care nu are un principiu de mișcare, în maxim două zile se împute, pute. Apa respectivă începe să moare și intră într-un soi de putrefacție ca orice fel de organism viu și atunci pute. Și așa cum noi ne facem curat în casă, măcar în fiecare zi, să ștergem praful, să măturăm un pic, adică să mișcăm energiile, că de fapt datul ăla cu mătura, ștersul prafului, dincolo de faptul că efectiv au o realitate concretă că dispare praful de acolo, dar mișcarea însăși înseamnă agitație, înseamnă resoftare a principiului energiei vitale, care ca să fie vie, trebuie să fie mișcare. Diferența între un om viu și un om mort este că omul viu se mișcă. Se mișcă și când doarme. Noi niciodată nu stăm nemișcați. Dacă stăm nemișcați, suntem fie morți, fie statui. Și atunci, eu am înțeles de niște vreme că e foarte bună curățenia asta, e perfect de exterior, dar ea trebuie să fie dublată și de o curățenie mai profundă, adică să curățăm și suprasarcinile electrice, să curățăm și apa pe care o bem și mâncarea pe care o mâncăm, să le readucem pe toate la nivelul de curățenie și de naturalețe de la început. Și atunci eu îl folosesc pe ăsta în trei feluri. Purific după fiecare curățenie casa și cu acest aparat timp de 30 de minute, după care îmi purific apa, după care purific legumele, fructele și mâncarea pe care o mănânc, scoțând în ele ce? Adaosurile care nu sunt naturale. Adică lăsându-mi apa H2O natural, lăsându-mi bucata aia de carne să fie, să dau toate medicamentele, antibioticele, hormonii de creștere și toate astea care au făcut-o să crească mai repede și nenatural, să le dau afară. Legumele și fructele care inevitabil sunt stropite cu pesticide și cu tot felul de substanțe și cu cât sunt stropite mai mult ca să reziste mai mult, cu atât pătrunde acel tip de informație prin coajă și în textura fructului respectiv și atunci trebuie scos afară toată chestia asta. Și atunci exemplu este extraordinar. Am luat produse bio de la magazin, pe care am dat de două ori mai mulți bani decât dacă aș fi luat un produs normal și am fost convins că dacă îl voi supune unei purificări, va ieși mai puțină mizerie din el decât într-un produs. Adică am făcut și un mic experiment de clasa 5, am luat un măr de la mare, de n-are niciun gust și am zis, domnule, iau și un măr bio, mai mitite, mai nu știu ce. Interesant este că supunându-l procesului de curățare, până și din ăla bio au ieșit niște mirosuri și niște gelatine din alea în spuma apei, pe care nu l-am înțeles. Și atunci întrebare, e produsul pot bio o excrocherie? Sau deci chiar Dumitru Prunariu, legendarul nostru cosmonaut, exact asta l-a șocat. Deci el folosește foarte mult timp imunocubul ăsta și spunea, Dane, chiar în cazul produselor bio, carne, am constat, iese mai puțin, dar iese. Deci încă sunt probleme chiar și acolo unde noi spunem că este bio. Iar apropo de puterea de purificare a imunocubului, Doamne ferește, în caz apocaliptic, să zic așa, că nici n-ai de unde să iei apă, și o apă dintr-o baltă, dacă o iei și o pui la purificat, este purificată chimic, purificată energetic, resetate codurile și energizată. Deci este apt, sterilizat, perfect. Deci este exact un principiu natural. Nu este creat de acest principiu din imunocub. Nu a fost inventat de om. Este un principiu reprodus după fidel, după natură. Este ceva șocant. Timpul emisiunii este limitat. Eu încă șed pe gânduri. Nu pot să nu mă gândesc la partea asta de evoluție foarte rapidă, tehnologică, care... Și care va evolua din ce în ce mai rapid. Aici cineva și-a băgat coada și cred că este un ajutor. E posibil ca această ipoteză și chiar și Dane, eu vreau doar să spun ceva.
nu vreau să încheiem în nota asta alarmistă, dar vreau să spun ceva. Există deja 1 miliard de chipuri biometrice editate deja, care așteaptă ca omul să-și ceară robotizarea. Noi vom fi atât de tentați de lumea virtuală din jurul nostru, încât în momentul în care mai marii acestei planete vor hotărâ să devenim noi înșine propria noastră tabletă și să ne introducem un chip cum are tableta noastră, numai că nu o să-l mai folosim o tabletă, să-l introducem în propriul nostru sistem și să devenim niște biocomputere ambulante, în momentul acela mi-e tare teamă că toate predicțiile, previziunile și profețiilor Sfinților Părinți de 2000 de ani încoace se vor adeveri. Noi suntem aproape să refacem același eșec pe care l-au făcut înaintașii noștri înainte de potop, adică să dispărem de pe această planetă, nu că de data asta că ne dă Dumnezeu programul de ștergere, ci pentru că noi, jucându-ne atât de mult cu forțe și cu energii pe care nu le putem stăpâni și nu le cunoaștem foarte bine, să nu cumva să devenim propriile noastre victime. Știi cum e? Din păcate, pentru că tu acum ai dat-o eufemistic sub formă de ipoteză de lucru, dar din păcate, acum, încă, deci, cum să spun, încă această cipuire este oferită gratuit și deja sunt cozi prin America, din ce am aflat, pentru anumite cipuiri, pentru anumite chestiuni. La animale a devenit obligatorie. Atenție, dacă la animale a devenit obligatorie și noi încă suntem în zona de promo în care astea sunt date pudor, și că și la droguri, prima doză gratuită, înseamnă că suntem într-o secvență care ar trebui să ne dea de gândit mai mult decât o face. Și pentru oameni, sub aspectul protecției, doamne, nu știi ce e cu copilul tău, unde a dispărut, unde se află, îl cipuiești, știi întotdeauna. Deci, o nebunie care ți-o vinde împachetată frumos. Cu cele mai bune intenții. Cu fundiță, îți dă. Timpul emisiunii limitat, vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Vă așteptăm cu mare drag să dezbatem data viitoare. O seară frumoasă. Mulțumesc foarte mult. Trăiți natural. Toate cele bune. Trăim într-o lume modernă tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există! ImmunoCube, cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu ImmunoCube totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio-sănătoase. ImmunoCube este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, ImmunoCube nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive.
ImmunoCub este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. ImmunoCub este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. ImmunoCub purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. ImmunoCub este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu ImmunoCub veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult. Device-ul acesta Torsor original, să știți că funcționează. Mă dureau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloana. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră și pun torserul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă și în câteva minute nu mai simt nicio durere. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torserul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o, cum să vă spun, o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am torserul, iau tratamentul, într-adevăr, care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutie, nu mai am probleme. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Mi-a fost recomandat acest dispozitiv, Torser, care aș putea spune că a făcut ca durerile să dispară.